Barba arată mișto, în special dacă știi să o îngrijești corespunzător, dar nu toți sunt suficient de norocoși să câștige loteria genetică și pot rămâne fără păr facial toată viața. Dacă ți-au apărut câteva fire de păr pe superciun sau câteva fire de mustață, nu te grăbi să te bucuri, pentru că s-ar putea să nu ai o barbă în adevăratul sens al cuvântului până la vreo 40 de ani. Iar dacă ți-a apărut doar mustața pubertină, e bine, sfatul meu este să o razi, pentru că arată oribil. Știu din experiență și eu credeam că arată super cool, că am mustață, în sfârșit am și eu niște păr facial, dar arată oribil, deci radio. Vârsta la care vei ajunge să ai o barbă deasă diferă de la o persoană la alta și ține doar de factori genetici. Nu poți să accelerezi în niciun fel procesul. Trebuie să aștepți. Înainte să continuăm, vreau să clarific ceva. Videoclipul ăsta este dedicat celor care încă nu au ajuns la stadiul final de dezvoltare a bărbii. Cei care nu au o barbă aspră de adult, cei care au încă pete goale și în mare parte aceștia sunt adolescenți. Am să-ți arăt 4 trucuri pe care eu le folosesc ca să fac părul facial să pară mai des decât este. Trucuri pe care le poți face și tu singur acasă, fără să mai dai banii la salon. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul truc este să folosești un bridge. Cu ajutorul bridge-ului poți să dai o formă mai definită bărbii decât cu aparatul de ras sau mașina de tuns și este folosit și de frizeri la saloane. L-am cumpărat pe acesta cu 25 de lei de pe EMAG, lamele au fost cam vreo 5 lei, dar ai grijă să nu te tai. Atunci când lama atinge pielea, trebuie să atingă la un unghi, nu perpendicular. De asemenea, folosește aftershave-ul după, pentru că s-ar putea să-ți apară niște coșulețe mici pentru că te iriți. Al doilea truc este să folosești o perie pentru barbă. Recent am început să folosesc o perie pentru barbă pentru a-mi aranja părul facial în direcția în care doresc. Poate că nici nu știai că există o perie pentru așa ceva, dar face o treabă foarte bună în a acoperi zonele fără păr. În cazul în care barba ta nu se conectează cu mustața, poți să o lași puțin să crească mai mult, apoi vii cu peria și o așezi frumos, astfel încât să lași impresia că se conectează. E folositoare și în cazul în care ai un păr facial puțin mai încălcit, precum este al meu, pentru că ți-l îndreaptă. Am cumpărat-o tot de pe EMAG cu vreo 50 de lei și este o variantă foarte bună în cazul în care vrei să ai un păr facial îngrijit, chiar dacă nu este foarte des. Al treilea truc este să încerci un steel fade. Ce înseamnă un steel fade, poate te întreb? Ei bine, atunci când îți tunzi barba, apropo, eu am o mașină de tuns de la Quilive, o am de vreo un an, vă recomand, mi se pare foarte bună, nu e nicio sponsorizare. Atunci când îți tunzi barba, încep cu cea mai mică lungime de la perciuni și urci până la cea mai mare în timp ce te apropii de bărbie. Asta în loc să menții aceeași lungime peste tot. Cam așa arată o barbă tunsă în stilul fade și eu cred că arată cel mai bine. Iar atunci când te duci la salon, tot așa o să te tundă și frizerul, nu o să folosească un singur număr, doar dacă îi ceri tu să o facă. Și în final, al patrulea truc pe care eu îl folosesc și cred că și tu ar trebui să încerci, este să folosești uleiul de argan. Doar pui câteva picături, 2-3, în palmă, freci puțin bine și apoi îl întinzi pe toată barba. Pe lângă faptul că miroase foarte bine, îți înmoaie firele de păr, fapt care le face mai ușor de întins cu peria. Atunci când te speli pe față, pe lângă toată pielea moartă și mizerie, se duc și uleiurile naturale produse de pielea ta, uleiuri care ajută la hidratarea firelor de păr. Există și uleiuri speciale pentru barbă, dar sunt destul de scumpe și deocamdată la vârsta asta nu ai nevoie de așa ceva. În schimb, uleiul de argan îl poți găsi foarte ușor și foarte ieftin la magazinele de cosmetice, îl poți folosi pentru barbă și de asemenea pentru păr. Scopul lui este să hidrateze și să mențină firul de păr sănătos și strălucitor. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacobescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, aveți în descriere linkul de la pagina mea de Instagram, de unde puteți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei. Livrarea este gratuită în Craiova și 10 lei în afară. Stickerele pot fi cu orice și sub orice formă și pot fi lipite pe orice suprafață, pe caiete, pe penar sau chiar pe laptop. Iar dacă comanzi peste 15 stickere, livrarea este gratuită. Acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita! Pune-i o reușită, nu un rateu! Pa, pa!